Ia uite ce mizerie. Asta trebuie curățată. Ce să stă aici? Nici broască nu stă. Da. Spun acum dobrei deni și vă propun să-i cunoaștem mai bine pe ucrainenii sau haholii din Delta, mai precis din localitatea Sfântul Gheorghe. Dar nu numai, vom afla mai multe despre ce este vorba. Este vorba despre un grup etnic adeseori confundat cu rușii lipoveni. Iar ucrainenii din Sfântul Gheorghe, cunoscuți și sub denumirea de haholi cu istorie vitejească în spate, ei s-au străduit să-și păstreze totuși identitatea în ciuda multor greutăți. Antropologa Oana Ivan a petrecut 7 ani alături de ei, în diverse perioade, aproape făcând naveta Cluj-Sfântul Gheorghe. A învățat să pescuiască, să gătească pește, să petreacă așa cum doar haholii știu să petreacă. Și, în general, a învățat despre ce înseamnă viața haholilor, a ucrainenilor din aceste părți. Îi spun acum bun venit Oanei Ivan. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm și noi că ești alături de noi și că avem această oportunitate ca tu și din perspectiva de cercetător, antropolog, să ne împărtășești câteva din experiențele tale și din cercetările pe care tu le-ai efectuat timp de 7 ani în Delta, dar vii și cu un film, un film pe care tu l-ai realizat, tu ai filmat pe parcursul celor 7 ani și o să vedem joi, pe data de 17 noiembrie 2016, ce anume a ieșit. Spuneam că este vorba în principal și în filmul tău despre acest grup etnic, haholi sau ucrainenii din Delta, în principal te-ai axat pe cei din Sfântul Gheorghe. Da. O localitate micuță. Cum ai ajuns tu la acești haholi, acești ucraineni din Sfântul Gheorghe și, în general, cum ai ajuns în Delta și de ce ai ales să-ți faci cercetarea? Știu că și doctoratul l-ai făcut, cercetarea din cadrul doctoratului tău a fost pe această temă. Povestea începe undeva, cred că prin 2007. Eu am terminat masterul din America, unde am fost la University of Wyoming. Acolo am avut șansa să lucrez într-un proiect mai mare ca și consultant și am făcut consultanță pe un proiect care viza o zonă protejată dintr-un parc național american unde trăiau diverse grupuri etnice de amerindieni. Mi-a plăcut foarte mult acest gen de proiect și ca și antropolog am zis hai că mă întorc în țară și o să fac ceva despre populații locale din zone protejate în România. La ora respectivă și cred că și acum erau două rezervații ale biosferei, Retezat și Delta Dunării, și știind că urmează să petrec un timp destul de îndelungat și având în vedere că în Delta Dunării populația este mai numeroasă decât în Retezat, am ales atunci Delta Dunării. Și ce să spun, de când am ajuns în 2007 pentru prima dată în Sfântul Gheorghe, am zis, da, asta este, asta o să fie. N-am știut unde o să mă ducă drumul și cât de departe, dar am știut că îmi place foarte mult și am zis, hai. Haholii sunt așa un grup mai puțin cunoscut și foarte multă lume, așa cum spuneam, îi confundă încă cu rușii lipoveni, care într-adevăr sunt mai numeroși ca și populație în Delta față de ucraineni, față de haholii. De altfel și această denumire de haholi a fost cumva, așa cum ne spune istoria, preluată de ei ca să se diferențieze de rușii lipoveni. Povestește-ne puțin despre cum i-ai întâlnit, cum i-ai găsit, cum i-ai cunoscut după aceea, i-ai descoperit pe haholi de acolo și ai auzit până atunci sau și tu ai avut aceeași confuzie, pentru că există acolo mici, să zic așa, diferențieri și există și mici supărări chiar în unele contexte când ei sunt confundați cu rușii lipoveni. Da. Am ajuns acolo prima dată, cum am spus, în 2007, în august, într-o zi toridă, cum sunt toate zilele toride de august în Delta.
Am auzit un accent, o limbă străină, automat mi s-a activat ceea ce știam eu în creier, respectiv Delta Dunăre înseamnă că sunt lipoveni, pentru că nu știu de ce, nici până în ziua de astăzi, lipovenii, rușii lipoveni sunt destul de cunoscuți în, sau își formează o identitate puternică în mentalul nostru colectiv, pe când haholii nu. Și am întrebat, vorbeam, sunteți lipoveni? Nu, nu suntem lipoveni, se buzuluiau pentru că nu le place să fie, să fie confundați cu haholii, cu lipovenii, mă scuzați, ei fiind haholi. De multe ori, de ce? În primul rând, ei consideră pe lipoveni că sunt puțin extremiști religios și de aceea nu vor să fie confundați cu lipovenii. Cam asta este povestea lor. Zice, cum adică îmi zici mie că sunt rus lipovean? Păi tu nu vezi că eu nu am barbă așa, tu crezi că așa sunt ca un lipovean? M-am obișnuit pe urmă între timp, am stat 3 luni prima dată, în 2009, deci 2007 a fost o excursie așa mai scurtuță, în 2009 am stat 3 luni, toată vara. Ce să zic, m-au acceptat în casele lor ca și turist prima dată, ca și turistă. După aceea, încet, încet, hai Oana și tu la o bere, hai la o cafea, ce ai mai făcut? Și am intrat în cotidianul lor, am început mai ales pe femeile cu care mă întâlneam zilnic. Asta vreau să te întreb, dacă ai avut anumite puncte pe care tu le-ai urmărit în cercetarea ta, pentru că tu ai început ca totul pornind de la cercetarea ta, da, pentru doctoratul, da, pe care îl efectuai la ora respectivă. Chiar atunci încă nu începusem doctoratul, dar n-am vrut să treacă o vară fără să... Ai fost... Da, am zis cu un pas înainte, un pentru pas că înainte, în vara respectivă, exact, dar în toamnă am fost acceptată la doctorat. Dar a fost un doctorat în cotutelă. Da, prospecție, exact. Și mi-a prins foarte bine. Am fost într-un doctorat de cotutelă la UBB și la University of Kent. Și cei doi profesori îndrumători mi-au spus atunci, du-te primele 3 luni sau cât vei sta și nu urmări nimic în mod special. Deci nu te duc cu anumită agendă, cu anumite întrebări, încercând să scoți în evidență anumite probleme sau subiecte. Stai cu ei și lasă-i pe ei să definească, vezi ce se vorbește zilnic, vezi care sunt marile lor probleme care răiesc din discuții, din tensiuni sociale care se simt într-o comunitate dacă petreci mai mult timp așa cum am făcut eu. Și atunci cele 3 luni, ce am făcut? Am făcut ce au făcut atâta cât mi-au permis atunci și m-au lăsat în primul rând câteva femei, tanti Dumitrița, căruia îi mulțumesc și care este invitată și va veni joi aici la Cluj, va veni și dânsa și se va vedea... Când va avea loc lansarea filmului Vieții Întreagă. Da, va avea loc și lansarea și va fi și dânsa în sală. Dânsa m-a acceptat și mai mă punea să tai o ceapă, să o ajut cu zarzavatul în special pentru ciorbă, pentru că în rest nu prea aveam calificările necesare. Și stând cu femeile acolo, vorbind, curățând, tăind, mai chicotind, înveți o grămadă de lucruri și ajung să fie acceptat și eu să îmi accept propriile mele stereotipii pe care le am, să-mi dau seama că sunt stereotipii și să încep încet cu încetul să le las deoparte și să văd de fapt ce este cu această comunitate. Asta am vrut să te întreb, cum ți s-au schimbat pe parcurs anumite idei cu care tu ai pornit și credeai că poate o să găsești anumite stereotipii, așa cum le-ai denumit și tu. Cum s-a schimbat pe parcursul celor 7 ani toate aceste relația ta cu oamenii de acolo? Pentru că tu, practic, au fost perioada când ai trăit acolo alături de ei, așa cum spuneam și în intro, tu ai învățat să pescuiești, ai învățat să gătești peștele, le-ai gătit și tu lor la rândul tău diverse, da, mâncăruri din Ardeal. Cum a fost această conviețuire pentru tine ca om și pentru tine ca cercetător? Prima dată am pornit ca și cercetător și ca și cercetător știi că trebuie să faci o treabă bună și cel puțin eu când mă apuc de un subiect nu mă las. Și atunci când au venit momentele mai grele am început să mă gândesc, vai, ce o să fac, ce se va întâmpla, dar am zis nu mă las. Schimbarea personală a venit ulterior, în timp și în ani. Nu mi-am dat seama. Ce ți s-a părut cel mai greu în această perioadă? Nu mi s-a părut greu că nu mă gândeam la mine. Mă gândeam cu groază că mă întorc la universitate și că nu o să am date să le arăt profesorilor mei.
Și atunci singurul meu stres și concentrare era să fiu acceptată și să culeg date de teren. Și atunci problemele mele personale, respectiv indigestiile, căldura extremă, oboseala, le-am pus tot timpul pe planul 2 sau pur și simplu nu le-am băgat în seamă, le-am ignorat. Au început și ele să-și arate colții la un moment dat. Bine, trebuie să menționăm iarăși un lucru foarte important în toată această poveste, este că acolo este o comunitate care trăiește, pot să spun, într-un mod destul de greu. Ei trăiesc, se întrețin din pescuit în principal, și tu, ca să poți să surprinzi toate momentele, să participi la toate activitățile pe care le au în viața lor de zi cu zi, trebuia să te conformezi și programului lor, care nu era unul poate destul de la îndemână pentru tine, o orășancă obișnuită cu un alt stil de păi viață. Păi da, într-adevăr, în Cluj nu mă trezesc la 2 noaptea ca să mă duc în barcă pe Someș sau pe Dunăre sau pe cea mai apropiată apă sau curs de apă. Așa cum se trezesc. Cum am început să mă trezesc acolo, da. Nu, aici în Cluj tot timpul sunt obișnuită, dacă mi-e foame, mă duc la un chioșc sau la primul ABC să-mi iau niște covrigei. Acolo nu există nimic ca timp de ore și ore. Deci trebuie să-ți dai seama că majoritatea lucrurilor cu care suntem noi obișnuiți, adică apă, mâncare, se procură destul de greu, dacă nu foarte greu, atunci când ești pe baltă, inclusiv deci nevoile de bază, deci pe lângă hrană, securitatea. Se poate întâmpla foarte ușor să mergi pe mare, într-o zi perfect senină, și să se strânească dintr-o dată un vânt foarte puternic care să ridice valurile și să poți să mori înecat, pur și simplu. S-a întâmplat de multe ori și, da, acolo prioritățile cam astea sunt, să ai grijă să nu mori, să ai grijă să ai mâncare și să ai grijă să nu înghezi de frig sau de insolație. O altă lume, o altă lume. E ceva total diferit. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că îmi place oricum să stau în natură. Dar, într-adevăr, așa cum ai spus, această perioadă îndelungată m-a făcut să-mi readaptez ritmul biologic în mai multe direcții. Cu somnul, cu mâncarea. La un moment dat mă gândeam cât pește pot să gătească oamenii ăștia și cât pește mai pot eu mânca. Dar a venit toamna și toamna, după ce au plecat turiștii, ei de fapt, haholii, acești oameni din Sfântul Gheorghe, nu mănâncă chiar așa de mult pește. Mănâncă la 2-3 zile, se gătește foarte mult pește vara pentru că sunt turiști. Dar în rest nu este nebunia aia. La un moment dat, în prima vară, când am stat aproape ca și un turist, mă gândeam că cresc și mie solzi pe mine și o să devin o mică sirenă de delta la cât pește am mâncat. Dar după aia a venit toamna, iarna, primăvara și lucrurile s-au schimbat. Vită, porc, pui, se mănâncă și din astea. Asta apropo de una dintre stereotipii. Deci nu se mănâncă pește non-stop, se mănâncă pește non-stop dacă sunt turiști. Interesant. Văd că acest grup etnic ucrainenii de acolo, haholi, așa cum spuneam că sunt cunoscuți sub această denumire, își continuă această luptă, spuneam, pentru că trebuie să evidențiem și acest lucru, că ei sunt urmașii ai celor kazaci zaporojeni, de care noi probabil am mai auzit, dar din nou mulți încă fac legătura cu rușii lipoveni în acest caz. Și ei au venit acolo în urma unui context istoric din nou nefavorabil lor. Da. Povestește-ne așa pe scurt și despre această parte istorică, ca să o încadrăm în acest context. Foarte pe scurt, din ce am studiat eu anumite documente din bibliotecă, am înțeles că prin 1775-76 Caterina a doua a avut să le desființeze Țarina Rusiei a avut să le desființeze kazacii zaporojeni. Aveau practic rolul de a păzi granițele. Ei nu au mai fost Ecaterina a doua n-a mai avut nevoie de ei ca și grăniceri și a vrut să-i transforme în iobagi și atunci de să-i transforme din luptători în cei legați de pământ. Ei n-au avut așa ceva și atunci s-au refugiat înspre Delta Dunării, unde au găsit celelalte grupuri de ruși, lipovenii, care veniseră aici în urma prigoanei lui Petru cel Mare.
Deci, Delta Dunării fusese populată deja cu grupuri etnice slavone. Acești ruși lipoveni își aleseseră, fiind cam primii pe acolo sau aproximativ primii, și-au ales pământurile mai înalte unde puteau să-și construiască. Au venit cazacii și, na, unde să stăm? Păi n-avem unde să stăm, pare că îi batem puțin pe lipoveni să le luăm pământurile. Și din câte am citit eu în anumite tratate, i-a bătut atâta de rău încât la un moment dat sultanul, că era parte și a Imperiului Otoman, atunci Delta Dunării a trebuit să-i relocheze înspre Bulgaria pentru că erau mult prea războinici decât putea să ducă Delta. Sigur, istoria este foarte, noi am zis aici așa, foarte condensată, ar fi foarte multe, multe de spus. Și cu multe fațete, da, da, și cu multe. Aș vrea să revenim și, pentru că ne apropiem și de final discuție, să ne povestești despre film, acest film la care tu ai lucrat, nu neapărat ai pornit cu gândul să faci un film, da. El s-a născut pe parcurs din cercetarea ta, din filmările pe care tu inițial ai făcut pentru cercetare. Povestește-ne cum a fost, cum ai fost tu în rolul acesta de cameraman, de regizor și iată că acum putem să și vedem rodul muncii tale de 7 ani al filmărilor pe care tu le-ai efectuat pe parcurs acestor ani. Da, eu mi-am cumpărat o cameră în 2009, cea mai ieftină, nu mai știu, 4 milioane, 400 de lei a fost atunci. Era pe casetă și încă este pe casetă. M-am dus să filmez eu așa cât să-mi fac o bază de date și după aia să mă întorc cu un cameraman profesionist. Când am făcut această întoarcere cu un cameraman profesionist după 2 sau 3 ani, au fost niște mici, mari probleme, în sensul că haholii erau deja obișnuiți cu mine și nu l-au acceptat pe acest cameraman. Au fost probleme, deci, de acces. De acces. Adică, foarte bine, important. Oana, pe tine te-am lăsat, dar na, eu aveam și o cameră foarte mică, fără trepied, fără nimica. Și atunci aveam foarte ușor acces în bucătărie, hai să mergem, hai să facem așa. Când a venit cameramanul, căruia îi mulțumesc și a fost drăguț că a venit voluntar, a venit și fără bani, a venit până acolo, a venit cu trepied, a început să instaleze toate sculele și femeile s-au blocat. Păi cum să ne filmeze? Păi cum să? Nu, nu-i voie, că bucătăria mea nu e așa bună, bucătăria mea nu e așa, nu ne place, n-a mai fost la așa loc în barcă pentru noi, pentru că... Da, ai fost atunci... nevoită să continui tu munca de cameraman. Seama, da, a fost, să... da, nu mi-am pus niciodată așa problema. Și după atâția ani ai pus cap la cap și ai ajuns la acest film, ai avut niște editori de asemenea voluntari. Da, pe... da. Andreea Moisei și Vlad Cantoreanu sunt doi studenți de la film, de la UBB. Și ei au muncit timp de câteva luni, total gratis, ca să terminăm acest film, pentru că ei au văzut, ei au fost printre primii care au văzut imaginile mele și le-au plăcut, acestor, da. Și potențialul, pe la urmă, da. Acestor, da. Imagini. Da. Eu personal vreau să te felicit pentru munca pe care tu ai depus-o, știu că ai depus-o, și pasiunea pe care o ai în continuare pentru munca pe care o faci, pentru filmul pe care abia așteptăm să-l vedem joi. Tu l-ai mai avut o variantă pe care ai prezentat-o publicului, o avantpremieră. Dar joi, pe data de 17 noiembrie, de la ora 19, la Cinema Florin Piersic, în Cluj, va fi lansarea oficială, vor fi și câteva dintre personajele tale prezente, va fi și o expoziție foarte interesantă cu obiecte pe care le folosesc haholii la pescuit. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi, mult succes, așteptăm să vedem filmul. Vai, mulțumesc foarte mult și vă aștept pe toți cu drag. Și felicitări încă o dată. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și săptămâna viitoare, ca de obicei, la aceeași oră. Sunt Maria Cinar-Giga și vă doresc toate cele bune!